icoană, înger de înălțare, candela aprinsă, candela vieții care nu se stinge, care luminează și pe veci veghează. O invităm pe Ungo Adriana să ne recite poezia 6 pușuri. Șase puși odată mamă. Într-un timp o rândonică avea cuibul șase pui și privea la esărmana ca la chipul soarelui. De căzori pornea săgeată, căutând pe deal pe voi hrană pentru puii săi. Și în iubire odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să dormă unul ars de sete sau flământ. Deci n-a fost mai mândră mama decât ea între rândunici, când văzut într-o zi că puii se făcuseră vănici. Și n-a mai avut odihnă nici câte clipi sub soare, până când pe fiecare nu l-a învățat să zboare. Dar când tot puteau să plece, încotro vroiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cui bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă ochii fiecui, zise celor șase pui: dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui. Aripile greu mă dor și nici vorbă să mai zbor. Până azi am avut puterea, oricât am avut nevoie, să găsesc într-una hrană pentru voi. Asta simt că sunt bolnavă, dragii mame, se cuvine. Dacă v-a făcut măicuța, să-mi ziceți și voi de mine. Și ca nimeni...